Aproape toată țara stă să fiarbă, căldura a copleșit Bucureștiul, dar și alte zeci de județe ale țării în care au fost emise cod galben și chiar cod portocaliu de caniculă. În capitală nu a fost loc în care termometrul să nu fi înregistrat peste 40 de grade. Chiar și în cortul de prim ajutor, unde sunt puse aparate de aer condiționat, căldura este greu de suportat. Valul de căldură a lovit puternic și Bucureștiul. Temperaturile au depășit 35 de grade și în unele zone au ajuns chiar la 37 de grade. Am ales să facem un mic experiment și am lăsat un termometru în mașină, iar autoturismul parcat la soare timp de o oră. În urmă cu aproape o oră am lăsat un termometru în mașină, la umbră, în habitaclu, ca să vedem la ce temperaturi ne urcăm în mașină înainte de a porni la drum. Termometrul este aici și temperatura arată 49 de grade. Foarte cald, la 35 de grade. Nu poți să stai. Am zbucat și în mașină. Aer condiționat nu face față. În mijlocul orașului, aproape de asfalt și de clădirile transformate în mari cuptoare, termometrele au arătat la prânz peste 40 de grade la umbră. Rezistați acolo? Păi trebuie să rezistăm, ce să facem? Dacă e salariat, nu trebuie să reziști. Asta e situația. Putem să lăsăm și noi un pic termometru în mașină la dumneavoastră să vedem ce temperatură e? Le puneți dumneavoastră. După câteva minute... Ia să vedem. Ziceți dumneavoastră. 40 de grade. Nici în mijloacele de transport în comun nu este mai bine. Și în tramvaie sunt tot peste 40 de grade. Câte grade credeți că sunt aici în tramvai? Cred că la 50. Eu știu, nu știu, e foarte cald. Nu avem ce face. Nu avem ce face. Obligați. Greu mă descurc, e foarte cald. Așa e mereu. În tramvaie 41. Acum este bine, că nu este aglomerat. Unii oameni au ieșit din case de unde termometrele arătau tot temperaturi extrem de mari și au ales să se răcorească în apropierea fântânilor arteziene din oraș. Acolo, aproape de apă, aerul este respirabil. Stau la etajul 8 și e foarte cald. Foarte cald. Și am și aer condiționat, dar totuși sănătatea e mai bună. Mai am puțin și leșin. Am și diabet acasă la mine. E o căldură de... Mi-e frică să nu moară pisicile, că am trei și stau leșinate prin baie, pe jos. Pe marile bulevarde, traficul intens a făcut ca aerul să fie de nerespirat, iar cei mai bolnavi dintre noi au căzut secerați de toropeală. Serviciul de ambulanță București a înregistrat peste 400 de apeluri în prima parte a zilei, dintre care foarte multe solicitări din cauza caniculei. Ca să vină în sprijinul cetățenilor, Primăria Capitalei a amenajat 15 corturi de prim ajutor, doar că și acolo aerul este tot greoi și căldura insuportabilă. Cald! Avem aer condiționat, dar... Nu prea face față. Portul este un pic amplasat în soare. Un pic mai mult. Chiar este în plin soare. Da, este în soare, da. Poate dacă ar fi fost pus la umbră, poate conta... Dar probabil că nu se vedea, nu știu care a fost modalitatea. Așa a fost pus an de an. Am făcut un mic experiment și aici. După 5 minute, în cortul de prim ajutor avem 40 de grade. Încerc să fac față. Să nu vină să-mi acorde mie primul ajutor. În premieră, în zilele următoare, în capitală vor fi instalate și 10 containere medicale moderne cu chiuvete, canapele și aer condiționat.